colegii mele, fiindcă împreună cu doamna Lorena și cu domnul jurist Constantin Ghimici, care e la pupitru, suntem într-un proiect comun, Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață Mai Bună, pe care îl desfășurăm în două comunități de romi, Șupanu, Comănești, unde este o comunitate compactă, și Blăgești, Poiana Negustorului și Buda. Acolo noi ne întâlnim cu cei care trebuie să-i ajutăm. Acolo, la Firul Ierbii, noi suntem acolo unde oferim mediere psihologică, mediere juridică, mediere școlară și nu vreau să intru în altă zonă, și ajutor substanțial oferit de cei care sunt managerii proiectului și chiar cu mândrie, o spun Crucea Roșie. Fiindcă mai puțin am văzut alte instituții care să implice până la ultimul bătrân și necăjit să ducă cu ajutare, cu materiale și cu oricum obiecte. Mulțumesc încă o dată. Știu că eu nu m-aș fi simțit bine dacă, și nu mă simt bine dacă nu o aduc alături lângă mine pe o colegă de-a mea, Ramona Dobrescu. Te rog, tare mult. O activistă romă. Știu, mi-a spus că nu se simte prea bine, dar eu aș vrea să-i spun lui Ramona. Ramona, e un moment pe care mi-am permis să-l fac și să nu-ți dau cuvântul. De obicei, când făceam evenimente, erai prima care luai cuvântul. Te-am lăsat la urmă să ne critici sau să ne spui ce vrei tu. O cunoașteți, o să lăs să prezinte dumnea ei. Ramona, te rog. Bună ziua, mă numesc Ramona Dobrescu, instituția prefectului prin birou județean pentru romi, actualmente birou pentru minorități. Nu vreau să mă prezentez acest eveniment, dar dragul meu prieten și coleg, salut inițiativa ta, te felicit, punctez și mulțumim domnului prefect pentru mine, Miroșan. Actualmente, domnul viceprimar a atins foarte bine subiectul. Minoritatea română încă mai este discriminată, dar cred că antivorbitorii mei și firmul sine au spus totul. Mulțumesc frumos pentru invitație. Să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine și la anul și în toți anii, să fim sănătoși, să sărbătorim 700 și mai mult de 700. Mulțumesc să fim frumos. Sănătoși. Eu mulțumesc. Instituții prefecturii pentru ajutor pe care ne-l oferă.